Bună seara, sunt Monica Rădulescu și suntem live la o nouă ediție Pacientul 2.0, locul din online unde toate informațiile sunt validate medical. Astăzi vorbim despre vitamina D și sunt foarte, foarte multe discuții aici, abia aștept să dezvoltăm subiectul în ora pe care o avem la dispoziție. Vorbim despre rolul ei în organism, dar și cum este folosită în terapia bolilor autoimune și vă prezint și invitații, domnul dr. Ovidiu Tudor, medic neurolog. Bună seara, Ovidiu, și ne bucurăm să te avem din nou în studio. Bună seara, apreciez invitația voastră, mă bucur să fiu alături de voi din nou. Și Simona Tănase, președintele Asociației Învingătorii Sclerozei Multiple. Bună seara, Simona! Bună seara și eu mă bucur mult să fi revenit și împreună cu Ovidiu și să fi revenit la Pacientul 2.0. Da, și Simona, în seara asta o să fii coprezentator, da? Facem treaba asta împreună. Tu vei vorbi din perspectiva pacientului. Ajungem acolo, așa mai întâi să ne spună Ovidiu, care este, ce este de fapt această vitamina D și cum ne ajută ea de fapt? Mai, în general, vitaminele sunt micronutrienți organici pe care organismul nostru, de care organismul nostru are nevoie pentru a crește, pentru a se dezvolta, pentru a funcționa în mod corespunzător, pentru a ne oferi o dezvoltare armonioasă, astfel încât viața noastră să capete un sens și să ne dea o calitate susținută. Uh-huh. Vitamina D, ca și celelalte, contribuie din plin la buna funcționare a organismului. Este o vitamină extrem de importantă, care devine din ce în ce mai interesantă, atât pentru persoanele neinițiate, dar și pentru oamenii de știință, pentru că sunt foarte multe dezbateri, sunt foarte multe teme oarecum conflictuale și foarte multe puncte de interes. Este una dintre vitaminele de care organismul are extrem de mare nevoie pentru a se dezvolta pe mai multe planuri. Este, de fapt, putem spune că este o vitamină hormon. Este un complex. De fapt, vitamina D combină un complex de alte vitamine, de precursori și cele mai importante ar fi bine de știut pentru telespectatorii tăi, este că sunt vitaminele D2 și vitamina D3, ergocalciferolul, respectiv polecalciferolul. Există o diferență între cele două, cu siguranță. Ambele, e foarte important de știut, că sunt forme metabolic inactive sau foarte puțin active, adică organismul nu se poate folosi de ele așa cum credem sau cum ne dorim. Vitamina D2 este luată din surse vegetale, în timp ce vitamina D3 este luată din surse animale preponderent și poate cel mai important este din lumina solară, pentru că este singura vitamină pe care organismul nostru o sintetizează printr-un mecanism absolut minunat. Prin expunerea la soare, sub influența razelor ultraviolete B7 de hidrocolesterolul se transformă în vitamina D3. Vitamina D3, care exact ce spuneam, poate veni și din alte surse împreună cu vitamina D2, însă ele sunt în forma metabolic inactivă. Trebuie să se întâmple ceva ca organismul să le folosească și ele să-și îndeplinească menirea pe care o au. Lucru care se întâmplă la nivel hepatic și la nivel renal. Aici au loc două procese metabolice care se numesc hidroxilări. O primă hidroxilare la nivel hepatic, o a doua hidroxilare la nivel renal și în cele din urmă acești precursori de vitamină se transformă în calcitriol, care reprezintă forma metabolic activă, cea care începe să-și îndeplinească menirea pe care o are în organism. Ce sunt vitaminele în general? Sunt micronutrienți, asta spuneam, organici, da? Sunt elemente pe care organismul nostru nu le poate sintetiza sau le sintetizează în cantități foarte mici, dar sunt componente esențiale pentru dezvoltarea organismului, fără de care nu ne putem dezvolta, nu putem crește, deoarece apar carențe vitaminice și apar întreruperi în acest lanț foarte bine structurat al dezvoltării corpului uman cu tot ceea ce vedem și ce nu vedem la nivel macro și microscopic și în lipsa lor, practic, nu există viață. Deci nu poate să funcționeze. Da, nu putem funcționa așa cum ne dorim, pentru că sunt o serie întreagă de carențe pe care individul le poate manifesta. În câteva secunde, spune-ne care sunt cele mai importante vitamine, fie hidrosolubile, cum e vitamina D3 sau A, fie liposolubile. Hiposolubile. Toate sunt importante, hidro, în primul rând, da? Nu trebuie negată niciuna dintre, pentru că toate au rol în circulație, în formare neuronală, în elasticitate, lista poate continua, în dezvoltare cardiacă, dezvoltare cerebrală și așa mai departe, dar într-adevăr se împart în vitamine hidrosolubile care pot fi stocate, da, la nivelul organismului și care și nu se întâmplă mai nimic, și nu se întâmplă mai nimic, și e vorba de vitamina A, de vitamina D, vitamina E și vitamina K.
Da? Și complexul de vitamine B, respectiv C, care intră în categoria vitaminelor hidrosolubile, cele care sunt eliminate destul de rapid, nu sunt stocate la nivelul organismului, prin urină. Orice carență din orice domeniu produce invaliditate severă, așa cum orice exces poate produce invaliditate și trebuie să avem foarte mare grijă, pentru că, de exemplu, vitamina E în exces poate produce hemoragii cerebrale, vitamina D poate să producă până la urmă calculi renali și nu numai, care pot să blocheze rinichiul și poate să apară o perturbare a funcției renale. Vitamina K interferă cu coagularea sanguină și se pot forma cheaguri de sânge care nu pot să producă infarct sau altă. Deci trebuie să avem foarte mare grijă cum ne raportăm la ele și cum reușim să le aducem în viața noastră și să le integrăm. Revenind la vitamina D, spuneai tu de statul la soare. Cât stăm la soare? Pentru că știm, dermatologii spun nu, vă expuneți la soare, da? Și orele. Și orele, da. E, aici orele o să fie o chestie foarte interesantă, pentru că, bun, în primul rând, depinde de locul în care te afli, depinde de anotimp, depinde de soarele, care cât de bine ajung razele soarelui pe pământ în locația în care tu te afli. Adică țările nordice sunt dezavantajate din acest punct de vedere față de Ecuator, unde lucrurile stau cu totul diferit. În zilele de vară, vorbind în general, o expunere între 15-20 de minute de 3-4 ori pe săptămână este suficientă pentru a-ți asigura aportul de vitamina D. Pentru iarna? Pentru vară. Iarna este nevoie de până la 2 ore. Orele. Orele sunt foarte importante. Exact. Aici ar putea să avem o surpriză, pentru că recomandarea este să nu stai la soare între ora 10, ora 4-5 după amiaza, însă foarte interesant, când pui în balanță riscul de apariție al melanomului malign și de obținerea cantității, studiile ultimele apărute anul trecut spun că între ora 10 și ora 13 să-ți petrece de 15 minute. Aici e vorba de 15 minute, atenție, nu mai mult, pentru că de la 15 minute în sus poate să fie o problemă și, într-adevăr, crește riscul de apariție a melanomului malign și de alte complicații pe care radiațiile ultraviolete le au asupra organismului. Dar 15 minute reprezintă o cantitate infimă când ne referim la timp. Foarte important, când vorbim de... Da, e o chestie nouă, pentru că se credea se poate obține, atenție, vitamina D și în celelalte intervale orare. Dar aici, când vorbim de balanța aceasta, aport de vitamină, risc, da, e cel mai avantajos. Foarte important evitarea cremelor cu protecție solară în cele 15 minute, pentru că și o cremă cu protecție solară de 15, numărul 15, doamnele știu mai bine, împiedică apariția, metabolizarea, da, sau transformarea 7 de hidrocolesterolului în vitamina D3, împiedică în procent de 99,9%, adică în totalitate. Este și motivul pentru care, spun unele studii, doamnele sunt mai predispuse în ultimii 20 de ani la apariția sclerozei multiple decât bărbații. Da? Bine, erau și înainte, la fel. Erau și înainte, dar numărul a crescut, diferența procentuală a crescut, raportul a crescut destul de mult, pentru că utilizarea cremelor cu protecție din ce în ce mai mare a devenit o rutină. Nu e greșit. Trebuie să folosim pe parcursul întregii zile creme cu protecție solară. Când mergem la mare, am intrat în apă, am ieșit în apă, ne dăm din nou. La interval de 2-3 ori trebuie să aplicăm din nou cremă cu protecție solară. Și nu doar când mergem la mare. Exact, și nu doar atunci, ci în fiecare zi. Și trebuie să avem grijă și de față, și de mâini, și de picioare, și de orice. Dar haideți să permitem organismului timp de 15 minute să absoarbă sau să transforme, prin acest mecanism absolut minunat, razele soarelui în contact cu pielea, să producă vitamina D, vitamina D3, până la urmă. Asta este extrem, extrem de important, legat de zonele unde se poate transforma, vorbim de față, vorbim de mâini, de picioare și de spate, în principiu. De asta e bine că atunci când mergem vara, să lăsăm membrele. Și dacă nu putem libere să mergem la soare, la mare sau undeva la soare, să încercăm, m-am înțeles, să stai 15 minute pe balcon cu palmele întinse, cu brațele în afară, ar fi... Asta se recomanda înainte. E încă o variantă bună. Ideea este să te vadă soarele. Nu trebuie neapărat să fii la mare, să te vadă și să-l simți. Problema este că noi, cei cu scleroză multiplă și unii autoimuni, n-avem voie deloc la soare. Sau soarele ne este interzis după ora 10. Da, schimbăm intervalul orar și petrecem și punem până de dimineață. Da, și petrecem o perioadă, o idee mai mare, până la oră. Pentru că oră va, chiar în soarele de dimineață sau cel de seara, foarte târziu, poate să ofere, dar dimineața e mai important. Dimineața și perioada asta 10-13. Și e o informație foarte importantă de reținută. Deci chiar este o noutate, un lucru pe care eu nu îl știam. Da, asta e într-adevăr o noutate.
Și pe mine m-a surprins, pentru că, într-adevăr, informația se schimbă în medicină. Adică, spre exemplu, în trecut și pentru tebeciști, pentru cei care aveau tuberculoză, li se furnizau țigări pentru a fuma, considerând că ajută. Nu, lucrurile se schimbă și e bine că se schimbă, e bine că se studiază, pentru că ne ajută pe noi să evoluăm din punct de vedere medical, să ne luăm informația corectă și să ne luăm vitamina D în mod corect la orele potrivite. Uh-huh. Aș vrea să citesc o întrebare de la una dintre persoanele care ne urmărește. Ce putem face dacă avem alergie solară și nu putem sta la soare nici măcar 5 minute fără cremă de protecție? Există varianta suplimentelor în momentul sau acesta. Sau varianta de cât un minut da, e cam enervantă, cred. Depinde cât de intensă e această manifestare alergică, depinde cât de repede se instalează. Sunt persoane care, într-adevăr, probabil că doamna și din câte am înțeles nu suportă deloc, da. Absolut deloc. La unii se instalează mai greu, la alții mai puțin. Clar, dacă pui în balanță, fenomenul alergic are o serie întreagă de riscuri și nu e de dorit să ți se întâmple. Și atunci apelez la forme de vitamină D și când e să alegi între suplimentele care există pe piață, de preferat vitamina D3. Pentru că, dincolo de sursele din care cele două provin, toți studiile spun că se metabolizează de două ori mai repede și mai eficient decât vitamina D2. Organismul reacționează mai bine la acest precursor, la acest compus biologic și atunci îți obții mai repede cantitatea de vitamină D și poți beneficia mai repede de ea. Uh-huh. Sau din alimentație și o să vorbim mai târziu, da, despre asta. Idealul este alimentația. Idealul, dar mai putem din alimentația din zilele noastre? Putem și din alimentație, dar e din alimentație, cel puțin când vorbim despre vitamina D, cantitatea fără expunere la soare nu poate fi de 100%, din păcate. E foarte dificil, ar trebui să mănânci cantități exagerat de mari, adică aproape imposibil pentru a-ți obține doza necesară. E și motivul pentru care 70-80% din necesar în condiții normale e luat prin expunere solară, restul e luat din alimentație de 20%. Ori nu poți acoperi acest procent de 70-80% doar mâncând. Și atunci intervii cu suplimente. E una dintre situațiile în care suplimentele sunt binevenite, da? Față de alte situații, pentru că aici e o industrie foarte mare, da? Suplimentelor de foarte multe miliarde de euro sau dolari, depinde, și unor nejustificat. A, și nu uitați, dragii noștri, că nu putem să vă spunem de la ce firmă să vă cumpărați vitamina D3. Așa este, că era o întrebare și discutam noi înainte, da, de a începe live-ul. Nu contează neapărat firma, contează ca, da, produsul să conțină acel compus activ, uh-huh, care ne interesează. Deci trebuie să aibă vitamina D3. Și luat tot timpul anului? Sau că și aici o discuție. Bun, este o discuție aici, dar depinde foarte mult de activitatea pe care tu o desfășori. Depinde de ceea ce faci. Ideal, există regula lunilor cu R, da? Când trebuie să iei, ianuarie, februarie, martie și așa mai departe, pentru că sunt luni în care soarele se vede puțin pe cer, sunt luni în care stăm mai mult în casă, dar revin la activitatea pe care o am. Dacă eu am o activitate de birou care înseamnă să stau în preponderent, intru dimineața în birou, ies seara, atunci e posibil să fie nevoie să suplimentezi. Și aici o dozare a vitaminei D poate că nu strică, deoarece e bine să luăm și suplimentele în conformitate cu necesarul pe care organismul nostru îl are. Și când vorbim de dozare, poate și pentru alți colegi de alte specialități, dar poate și pentru telespectatori, e bine să știm că forma care ne oferă cea mai bună informație legată de vitamina D circulantă este 25 OH vitamina D, nu 1,25, deci nu calcitriolul. Analiza, când vorbim de analiza de sânge. După prima hidroxilare la nivel hepatic se obține forma de 25, da, OH vitamina D, și aceea trebuie monitorizată în vederea stabilirii deficitului sau nu, da, de vitamina D în organism. Și când ar trebui să facem analiza? Dar când ne dăm seama că avem o carență? E foarte greu să-ți dai seama. Adică nu sunt niște simptome? Dar simptomele sunt comune și altor carențe. Te simți obosit, poți avea stări de depresie, te afli în incapacitatea de a te concentra foarte bine, capacitatea de concentrare, de atenție, de memorare scade. Pentru că aici este importanța vitaminei D în general, intervine într-o serie întreagă de procese. Da? Intervine în modul în care insulina, de exemplu, este secretată, și spre exemplu, atunci când în copilărie cel mic sau cea mică primește o cantitate de vitamina D suplimentară, riscul de diabet zaharat se reduce cu... Rahitismul, nu mai vorbim. Asta e cel mai cunoscut și toată lumea știe categoric. Dar diabetul zaharat se reduce cu 88% față de copiii care nu au avut suplimentare de vitamina D. Persoanele care au deficit de vitamina D sunt foarte predispuse la patologii din spectrul autist,
de exemplu, dar asta mai degrabă ca o carență a mamei, da? Și trăiesc și mama, sunt foarte predispuse la fenomene de genul schizofrenie, depresie, atacuri de panică, dar și la o altă serie de patologii degenerative, neurodegenerative, cum ar fi boala Parkinson, scleroza multiplă, boala Alzheimer, sau o serie întreagă de patologii cu caracter autoimun. Pentru că vitamina D este foarte implicată în imunitate. Ea activează celulele B, celulele T, care te ajută foarte mult să lupți cu tot ceea ce înseamnă dușmani ai organismului, pe de-o parte. Pe de altă parte, are un efect antiinflamator foarte pronunțat. În primul rând, direct prin inhibarea factorului de necroză tumorală, cel care are efect inflamator puternic. În al doilea rând, prin activarea în mod excesiv a interleuchinei 10, un antiinflamator puternic de la nivelul organismului. Ori se știe că și în scleroza multiplă, și în boala Alzheimer, și în tiroidită autoimună Hashimoto, inflamația joacă un rol extrem, extrem de important. Și prin acest mecanism de inhibare a stresului oxidativ și a fenomenelor inflamatorii, vitamina D poate stopa sau poate scădea riscul de apariție unor afecțiuni care se cronicizează, care se agravează, care au caracter progresiv și care te invalidează până la urmă pentru tot restul vieții. De asta este foarte important să îți administrezi vitamina D. Vorbeai de simptome, cam astea ar fi. Te poți afla într-o zonă de depresie, de oboseală, de ineficiență. Cam astea sunt cele mai întâlnite. Și de tulburări de memorie, atenție și concentrare. Dar te simți obosit. Nu te simți tu. Nu reușești să te eficientizezi și nu reușești să-ți îndeplinești până la urmă obiectivele zilnice uzuale, cumva. Adică nu trebuie să realizezi nu știu ce minunății, pur și simplu activitățile de rutină. Bun, deci ar fi recomandat, poate chiar, nu știu, dacă am stat în perioada asta, am stat în izolare, Exact, și asta a fost o perioadă, într-adevăr, care poate crea carențe suplimentare față de cele pe care oricum le aveam. Într-adevăr, ar trebui dozat și ar trebui corectat acest lucru. Acum sunt și persoane mai predispuse. Vârstnicii sunt mai predispuși, spre exemplu. Sunt câteva categorii. Vârstnicii, dar pentru că se pierde capacitatea de metabolizare, pe de-o parte, pe de altă parte, pentru că vârstnicii nu mai stau atât de mult la soare. Da. Îmbrăcămintea lor e cumva diferită, nu își mai expun membrele atât de mult. Pe de altă parte, o a doua categorie este a persoanelor care au un pigment mai accentuat al pielii, persoanele care se bronzează mai ușor, de exemplu, care sunt mai închise. Tenul închis metabolizează mult mai ușor 7 de hidrocolesterolul în vitamina D3 și atunci timpul de expunere la soare trebuie să fie mai mare. Mai mare? Da, pentru că persoanele cu tenul deschis. Ce înseamnă mai mare? Se întinde spre 40 de minute în loc de 20, 40-60 de minute. Eu, spre exemplu, trebuie să stau puțin mai mult la soare, că eu am un ten mai închis. Eu nu trec prin faza de roșiață. Cred că tu nu stai deloc la soare. Reușesc câteodată. Da. Să știu că sunt în aceeași situație. Da. Persoanele cu tenul deschis, în schimb, beneficiază mai repede. Avantaje și dezavantaje. Beneficiază mai repede de ceea ce înseamnă vitamina D, sunt mai expuse riscului de melanom, de cancer de piele. Și atunci trebuie foarte bine să jonglezi cu timpii pe care îi petreci la soare. Bine, o să citesc, te rog. Hai, vreau să te întreb de copii. De la ce vârstă ar trebui copiii să ia suplimente de vitamina D? Și de ce te întreb? Pentru că fac parte din generația celor născuți în urma decretului, dintre decreței, și poate că un singur lucru bun care a existat atunci a fost faptul că se impunea să luăm vitamina D3, ne impuneau calciu, știu că așa mi-am crescut și copilul, calciu cu fier și vitamina D. Pe timpul iernii. Un lucru absolut minunat și o decizie. Deci cam care, de la ce vârstă? De când se naște. De când se naște, pentru nu? Care are nevoie de 400 de unități zilnic de vitamina D, de la 0 la 1 an. Între 1 și 70 de ani ai nevoie aproximativ de 600, de minim 600 de unități. Dacă ești sănătos. Dacă ești sănătos, vorbim de persoane sănătoase în momentul ăsta, după vârsta de 70 de ani ai nevoie de 800 de unități. Astfel încât, dacă e sănătos, nu? Pentru ceea ce nu prea se mai întâmplă la 70 de ani, dar e sigur important ceva. Să încep, pentru că într-adevăr vorbeai de rahitism și adevărată problemă, pentru că tot ceea ce am vorbit noi acum, depresie, boli neurodegenerative, nu știu, tiroidită autoimună și așa mai departe, afecțiuni cardiologice, sunt apanajul descoperirilor recente. Însă e foarte bine cunoscut că cel mai important rol al vitaminei D și e cunoscut de când au apărut cunoștințele despre vitamine, este metabolismul calciului, infixarea acestuia în oase, da? Și practic în structurarea și în consolidarea scheletului persoanei care se dezvoltă. Ori un schelet sănătos vine la pachet cu o dezvoltare armonioasă a structurii
structurile osoase, a musculaturii mai ulterior și împiedică apariția unor serii întreagă de complicații care pot să apară din cauza rachitismului. Aș vrea să mai precizăm telespectatorilor noștri că ai studiat foarte mult metabolizarea vitaminei D. Că am încercat. Deci ești cumva într-un domeniu mai puțin cunoscut neurologilor, mai puțin cunoscut de medici în general, pentru că ai făcut studii separate despre asta. Da, deci, pentru că este și o noutate. Deci nu ne spui așa doar din povești. Nu. Sunt studii serioase și pot fi verificate. Cum spuneam, încă sunt o serie întreagă de incertitudini, o serie întreagă de elemente care se studiază, însă de ce vitamina D este cumva considerată și un hormon? Pentru că se găsesc receptori pentru ea la nivel intestinal, la nivel renal, la nivel osos, la nivel cerebral, lucruri care înainte nu erau cunoscute. Adică ea ajunge în toate aceste organe și le susține pe de-o parte, le ajută, le hrănește, le ajută să funcționeze bine, favorizează foarte mult mecanismele imunologice, astfel încât să fie protejat de tot felul de afecțiuni infecțioase, virale, cu impact extrem de puternic asupra creierului sau asupra altor organe. Uh-huh. E o vitamină importantă. Cam toate, tot, adică dintr-o experiență personală și din ce am mai citit, auzit, tiroida în general este foarte afectată de lipsa vitaminei D. Deci fie pe hipo, fie pe hiper tiroidita. Este și într-adevăr se declanșează tiroida autoimună Hashimoto, cunoscută, din cauza sistemului imunitar care în loc să-și vadă de treaba lui începe să atace tiroida și aici începe jocul neplăcut al ei, fie printr-o hipotiroidie, fie printr-o hipertiroidie, toate cu efecte devastatoare asupra funcționării organismului, care dacă nu sunt ținute sub control și monitorizate permanent, pot fi o adevărată bombă pentru viața ta. Revenind la întrebarea Simonei legată de copii, spuneai tu că din primul an de viață, da? Le dăm pe tot parcursul anului, pentru că știu că sunt pediatri care spun că doar în lunile de toamnă-iarnă și apoi primăvara-vara nu mai suplimentăm. Le dăm pe toate lunile din punctul meu de vedere, pentru că nu se poate face un exces de vitamina D. Din mâncare, din suplimente, e foarte greu, cum vine vorba de vitamina D, să faci un exces, mai ales dacă te păstrezi în cantitățile optime descrise în prospectele respective. Și le dăm permanent, deoarece în primul an de viață, în special, copilul depinde foarte mult de ceea ce aduce mama. Depinde de laptele mamei, depinde de alimentația mamei. Ori, oarecum, din păcate, sau cred că din păcate, mamele au destul de multe carențe vitamice, inclusiv de vitamina D, ca urmare a stilului de viață impus, ca urmare a stresului, ca urmare cumva și a obezității care se instalează în timpul sarcinii, pentru că obezitatea reprezintă un factor major de hipovitaminoză D. Persoanele obeze au cantități mici de tot de vitamină D. Ori, pe lângă obezitatea care creează deficitul de vitamină D, mai apare dieta, restricțiile de dietă pentru a reveni cumva în intervalele exact de kilograme pe care ni le dorim și inevitabil apar carențe. Laptele nu va reuși, din păcate, să îi va produce poate bebelușului sațietatea de care are el nevoie pentru a fi liniștit și a dormi, dar nu îi va asigura vitamina D optimă pentru a se dezvolta. Și atunci recomand administrarea vitaminei D pe tot parcursul anului în cazul bebelușilor, pentru că sunt într-un proces de dezvoltare osoasă, musculară, cerebrală. Și orice deficit apărut la vârsta aceasta se va manifesta în mod serios peste ani. Legat de necesarul de vitamina D, ne spune Claudia Popa că în America s-a ajuns și la 10.000 de unități pe zi. Așa este. Reprezintă doza maximă sigură, conform tuturor studiilor. Bine, nu știu dacă se referă la copii, la adulți sau la adulți. La adulți. Doza maximă și nivelul de siguranță se află în jurul valorii de 10.000 de unități pe zi. Dar încă o dată repet, și e valabil pentru toate vitaminele, pentru toate suplimentele, e bine să nu le luăm de capul nostru. De asta există medici, de asta există informație, de asta există intervale și valori corecte în care trebuie să situeze un anumit compus.
e bine să se administreze în conformitate cu nevoile pe care organismul le are și la recomandarea unor medici, pentru că riscăm, deși sunt suplimente, deși teoretic nu au riscuri, în mod excesiv administrate pot să producă anumite neplăceri. Nu toți medicii au studiat cum ai studiat tu vitamina D. Îți faci analiza și dacă ai, ești în intervalul minim cu un pic peste, da, ești ok, nu este nicio problemă. Care ar fi intervalul minim pentru o persoană cu o boală autoimună? Să trecem deja la... Și după aceea o să vorbim un pic despre roza multiplă. Dar să zicem de pacienții autoimuni. Care ar fi minimul al valorii? Minimul, undeva la 30-40 de nanograme ar trebui să aibă, dar de regulă nu. Adică de regulă mă întâlnesc cu ei la 10, 13, 15. Wow. Majoritatea, mă doare. Ceea ce este extrem de puțin. Și atunci, într-adevăr, putem ajunge la doze de 10.000 de unități. Unii dintre pacienți sunt sceptici, nu vor să urmeze valorile astea, se limitează la 1.000-2.000 de unități, cât prescriu majoritatea medicilor. Însă este o doză foarte, foarte mică, pentru că din doza asta nu se absorbe tot. Asta trebuie să înțelegem, da? Există un întreg proces și absorpția, plus că se mai și elimină, și atunci e nevoie să venim cu un surplus, încadrându-ne acest interval terapeutic care nu creează neplăceri, da? Pentru o perioadă mai mare de timp decât persoanele care nu au nevoie. Pe lângă vitamina D3, foarte mulți obișnuiesc să ia K2. Uh-huh. Bine, cu condiția să nu iei anticoagulante pe partea cealaltă. De ce K2? Favorizează. Vitamina D este ajutată de K2 să se metabolizeze mai rapid și poate fi absorbită mai bine. Uh-huh. Și dacă nu iei K2? Opții oricum, dar e un pic mai, mai rapid procesul. Exact. Asta este o întrebare. Altă rugăminte ar fi să precizezi la 10.000 de unități. Mai este nevoie să suplimentăm cu calciu? Sau să fim atenți să nu mâncăm prea multe lactate? Lactatele oricum reprezintă o problemă în general și nu le recomand așa pe scară largă. La 10.000 de unități depinde și de valoarea calciului circulant până la urmă, însă ceea ce trebuie să știm este că vitamina D este direct influențată de calciul din sânge. Sânge. De calciu circulant pe care l-ai. Uh-huh. Pentru că nivelul de calciu influențează parathormonul, care influențează creșterea producției de vitamina D. Și atunci trebuie să avem foarte mare grijă când jonglăm cu calciu, pentru că pot să apară depunerea aberante ale acestuia, fie la nivel osos, fie la nivel renal și nu numai, apare litiaza renală, care poate fi o problemă. Trebuie să facem analizele, trebuie să vedem și parathormonul, în ce interval se situează, trebuie să vedem și calciul seric și ionic, trebuie să vedem de asemenea și doza de vitamina D, tocmai pentru a avea o imagine corectă a situației medicale și a parametrilor în care pacientul se află și pentru a-i putea oferi indicațiile necesare. Te-am întrebat asta pentru că am o întrebare concretă, un caz concret. O unei familii au fost recomandate 20.000 de unități. Dar părinților, care sunt în etate destul de mare, peste 80 de ani, li s-a recomandat să ia 10.000 de unități. Domnul, să zicem așa, i s-a pus al treilea stand, după ce a luat 2 ani de zile 10.000 de unități de vitamina D. Medicul cardiolog a întrebat familia ce i-ați dat, pentru că era un prafal depus pe artere. Care este explicația? Și ar trebui cumva să meargă în continuare cu vitamina D, chiar dacă are vreo, să zicem, 80 de ani, un pic peste 80. Poate să meargă în continuare cu vitamina D, dar scăzând dozele. Pentru că altfel nivelul de calciu circulant este crescut, inevitabil în torentul circulator și mai ales dacă a fost nevoie și de montarea unui stent, vasele, al treilea stent, vasele de sânge au o suferință și sunt îngustate și atunci pasajul sângelui prin teritoriul respectiv este îngreunat, el stă mai mult și au timp să se depoziteze atât grăsimi cât și calciu, da? Și se poate complica destul de tare povestea asta. Da, dozele mari de vitamina D, de asta și spun, pot afecta uneori. Pe de altă parte, dozele optime de vitamina D, culmea, ajută contractilitatea cardiacă, miocardică și favorizează funcționarea miocardului în mod normal. Persoanele care au un nivel optim de vitamina D și care au suplimente încadrate în niște valori normale stau mult mai bine din punct de vedere cardiac, fără a dezvolta
atât de ușor hipertensiune arterială, fibrilație atrială, boală cardiacă ischemică și așa mai departe. În schimb, excesul poate fi dăunător. Am înțeles. N-am știut ce să-i răspund când mi-a pus întrebarea de ce praf alb. Chiar n-am știut că... Poate continua, poate continua, dar cu doze mai mici. Mai ales că persoanele în vârstă au nevoie, chiar au nevoie de vitamina D. O să-ți citesc și eu, încep să, adică au început, de când am dat drumul live-ului, au început să apară foarte multe întrebări și aș vrea să le răspundem celor care ne urmăresc și le mulțumim că sunt în număr atât de mare alături de noi. Ana Viașu întreabă dacă la bebeluș este ok Vigantolul sau trebuie altceva? Am vorbit mai devreme despre... Deja. Da, despre... e ok. Facem, doamna Vianu, o excepție pentru bebeluși. Căci bebelușul... Da, nu avem voie să vorbim despre firme, să recomandăm un anumit tip de vitamine. Uite, cumpără de la firma respectivă. Dar Vigantolul e cel pe care îl recomandă pediatrii, deci nu Vigantolet, ci... Da. Uleiul, Vigantolul. Da. Gabriela Șerbănescu, pentru pacienții care nu pot înghiți pastile din cauza problemelor de sănătate, ce vitamina D3 recomandați și în ce cantități? Menționează că este pacient cu boli autoimune, 50 de ani și analiza D este sub limita normală. Există aceste variante solubile sub formă de uleiuri sau dizolvabile, le pot cumpăra de la orice farmacie până la urmă. Da, pur și simplu, dacă nu poate înghiți, ceva solubil. Da, în regulă. Corina, am un deficit de vitamina D, acum valoarea este de 9, întreabă dacă este grav. Nu vorbim neapărat în termen de gravitate. E grav atunci când lucrurile încep să se manifeste, pentru că, deși, da, valoarea e mică, da, nu toată lumea se resimte la fel. Fiecare are un anumit nivel la care se poate declanșa o anumită simptomatologie și anumite semne, dar este imperios necesar, dacă pot spune așa, ca persoana respectivă să își administreze doze ceva mai mari de vitamina D, fără niciun fel de problemă, pentru a reuși să ajungă în intervalul terapeutic. Nu e mult insuficient, este un deficit major de vitamina D. Și atunci are nevoie. Dar n-aș trata, pentru că dacă folosim termeni grav, periculos, ar putea să se sperie oamenii. Nu vorbim neapărat despre asta, cum spuneam. Grav e atunci când începe să se manifeste. Ori simptomatologia se poate manifesta și la valori de 9, și la valori de 20, și la valori de 15. Suntem atât de diferiți și organismul reacționează atât de diferit, fie la deficit, fie la surplus, încât abia atunci ne putem exprima. Marcel Popan, scleroza... O secundă, că mi-a dispărut întrebarea... Nu știu ce se întâmplă cu Facebook, dar... Am și o întrebare despre vitamina D. Hai, spune tu, te rog, așa să găsesc eu întrebarea, da? Care sunt și... Urma să-ți spun și eu întrebarea asta. Care sunt dozele minime pentru pacienții cu scleroză multiplă fără analiza? Dozele pe care le pot administra, nu? Da. Pot să înceapă cu o doză cuprinsă între 6.000 8.000 și până la 10.000, fără niciun fel de problemă. Fără niciun fel de problemă. Dar e foarte important să aibă și o alimentație adecvată, da? Și trebuie să aibă grijă să-și administreze și din aceste surse alimentare vitamina D, da? Pentru că în medicină există o vorbă, indiferent de supliment și indiferent de calitatea lui și de cât de bun este, nu va suplini, nu va ține locul unui regim echilibrat și adecvat, astfel încât alimentația joacă un rol important. Nu putem lua doar pastile, da? Deși găsim suplimente cu toate beurile, cu toți nutrienții, dar asta nu țin loc de mâncare. Avem nevoie, trebuie să mâncăm, da? Și vitamina D o putem lua din avocado, migdale, ciuperci, în special ciuperci, da? Unele produse lactate, cereale, foarte important. Și cereale integrale, cereale dulci. Exact. Dar mai nou, cerealele găsite în comerț sunt îmbunătățite, adică sunt îmbogățite cu vitamina D și sigur din pește. Da? Peștele adică conțin o cantitate mai mare. Sunt îmbunătățite cu ceea ce au. Cu ceea ce au. Dar sunt într-o doză mai mare, tocmai pentru că absorția să fie crescută. Da, dar e prea mică doza, ce e bună pentru copii. Da, dar pentru, vorbim, să zicem, de la 18 ani și o zi. Da, și atunci e nevoie, putem lua suplimente, fără discuție. Dar insist asupra faptului că nu trebuie să luăm doar suplimente și să excludem anumite alimente care ne pot fi extrem de utile.
și ne pot fi extrem de benefice. Și să învățăm să ne și alimentăm. Să învățăm să ne alimentăm corect, un aspect important, să avem un regim de viață echilibrat, să respectăm un orar corect al meselor și să ne alegem ore potrivite pentru a ieși din cutiuțele noastre, astfel încât să vedem soarele, el să ne vadă. Mai ales da, eu zi nevată dimineața. În special dimineața. Sau pentru cei care nu au probleme și riscuri majore, în interval de ora de care pomeneam, 10-13. O altă întrebare. Pentru cei care au fost operați de melanom și care se protejează de soare, haine, creme cu factor de protecție, ce recomandați? Să se administreze vitamina de tot anul sau doar iarna? Tot la fel, depinde de analize și e bine să și le facă. Dacă nu există un deficit de vitamină D, atunci își vor administra doar în lunile în care soarele apare foarte puțin, în lunile cu R, cum menționam la început. Dacă este un deficit de vitamina D serios, ca să-l considerăm așa, sau important, atunci își pot administra vitamina D tot anul. Deși, în mod normal, 10.000 de unități reprezintă o valoare care nu impactează în mod negativ și care nu complică cu nimic funcționarea organismului, totuși toleranța individuală poate fi diferită în funcție de dozajul pe care își le administrează. Unii, de la un anumit interval, la 6, 8, 10, nu se simt confortabil. Și atunci cumva și organismul spune și în funcție de cantitatea pe care ți-o administrezi, poți să crești sau poți să scazi perioada de administrare. Dar lunile cu R sunt importante. Și spuneai tu mai devreme de alimentație, avem și o întrebare de la Gabriela Șerbănescu. Da. Care este cel mai bogat aliment în vitamina D? Peștele și ciuperci. Peștele. Dar și pentru cine poate algele. Da. Sau spirulina. Cine o poate înghiți. Cine poate înghiți. E mai complicat puțin, nu e tot mai plăcută. Da, dar peștele gras, cum ar fi somonul, poate codul, și trebuie jonglat puțin. De asta zic, într-adevăr, din ciuperci ții vitamina D2, care se metabolizează puțin mai greu decât vitamina. Bine, D3. Și nu poți să mănânci nici cât un kilogram de ciuperci de 3 ori pe săptămână. Nici 5 pești odată. Așa, trebuie să ai o dietă variată. Asta e și importanța, de fapt, și frumusețea dietei variate, pentru că ți-aduce cumva același compus sau ceva asemănător fără să te plictisești. Altfel, ce ar fi să spun, da, peștele cel mai bogat, mâncați doar pește. Nu e o variantă. Poți și nu poți să mănânci doar somon, că nu poți să mănânci doar somon. Trebuie să mănânci somon sălbatic oricum. Dacă vrei, exact. Da, vitamina D. Asta, varietatea în alimentație și slavă cerului. Există în momentul de față o serie întreagă, o mulțime de informații pe internet și o mulțime ulei de material. Pește. Da, ulei de pește. Pentru cine suportă, pentru sau ulei de in. Da, sau ulei de in, dar din nou, poate fi greu de digerat, de înghițit, să numim așa. Nu, alimentația variată reprezintă cea mai bună sursă și cu siguranță din tot spectrul ăsta de alimente, gălbenșul de ou, foarte important, uitasem o cantitate importantă de vitamina D, da, cu siguranță reușim să stabilim un meniu și să punem pe masă elemente care să ne cam crească. Câte ouă am putea, câte gălbenușuri am putea mânca pe săptămână în siguranță? Aici, din nou, e o varietate destul de mare, personal undeva între 3 și 5 pe săptămână. Recomand nu mai mult, pentru că ulterior, orice lucru bun, oul este un element extrem de complex, care are o serie întreagă de componente benefice și utile, dar în exces pot crea neplăceri. Mai spune-ne câte ceva din experiența ta despre vitamina D3 în scleroza multiplă. La ce doze se poate... Ceea ce pot să spune despre vitamina D3, în special în scleroza multiplă, conform tuturor studiilor efectuate, atât la nivel lezional, pentru că vorbeam noi, există receptori de legătură pentru vitamina D3, inclusiv la nivelul creierului. Da? Și nivelul de vitamina D lezional pe leziuni este mult diminuat față de persoanele care sunt sănătoase. Pe de-o parte. Nivelul de vitamină D la persoanele cu scleroză multiplă este mult scăzut față de persoanele care nu au scleroză multiplă. Dar aici, vedeți, e povestea asta. E vorba de determinarea, predispoziția genetică și factorul de mediu, factorul trigger, declanșator. Și de asta vitamina D devine extrem de importantă în acest context, pentru că pe toate studiile efectuate s-a observat că și chiar dacă și în populația generală există deficit de vitamină, de la persoana cu scleroză multiplă, deficitul este mult mai mare. Și aici aș corela puțin și cu partea de alimentație, pentru că e un aspect important. Avem tendința să considerăm lactatele
ca fiind un produs miraculos, minunat și din păcate nu este așa. Pentru că, de exemplu, femeile care au, doamnele care în copilărie au consumat zilnic cel puțin 2 cani de lapte, da, până în perioada adolescenței, au un risc până la 60% mai mare de a dezvolta scleroză multiplă. Deși laptele, da, are vitamina D, nu? Ca brânzeturile, lactatele au o cantitate de vitamina D. Dar de ce există acest risc mai mare? Pentru că explicația științifică vine și spune: laptele este un compus puternic alergogen. Alergie care favorizează din nou apariția mecanismelor inflamatoare, e un compus pro-inflamator, iar inflamația știm că face rău. Face rău și în special scleroza multiplă, patologie demielinizantă, inflamatorie la nivelul celulei nervoase care destructurează teaca de mielină. Și atunci, încercând să-ți obții calciul și vitamina D din lactate, faci un compromis care, din punctul meu de vedere, nu merită. Faci un compromis, nu înseamnă să le excluzi de tot, atenție că nu vreau să se înțeleagă ceva că greșit. Că excludem lactatele de acum. Lactatele, ci noi promovăm consumul rațional al acestora, prezentând atât aspectele pozitive, cât și aspectele negative ale unui consum dintr-un anumit produs, de data aceasta lactatele. De asta este bine să ne alegem dieta în mod corespunzător, pentru că poate favoriza apariția sclerozei multiple. Da, ce știm despre vitamina D și despre suplimentarea nivelului de vitamina D în scleroza multiplă, pentru că este un aspect important și dozele trebuie să fie crescute, vorbeam noi, față de ale persoanelor care nu suferă, ci doar au un deficit de vitamina D, este că atunci când suplimentăm nivelul de vitamina de la persoanele cu scleroză multiplă, funcționarea cerebrală devine mult mai bună. Intervalul dintre recăderi se mărește. Persoanele nu mai au puse atât de frecvent. Atât de des. Exact. Puseul în sine este mai ușor. Poate fi mai ușor, da, și se remite mai repede. De asemenea, la nivel lezional, leziunile se micșorează, leziunile nu mai sunt active în urma suplimentării cu vitamină D. Sunt aspecte importante. Imagistic vorbind, că e un aspect din nou care merită evidențiat, la monitorizarea imagistică se observă o îmbunătățire a modului în care se prezintă harta acestor leziuni la nivel cerebral. Fie au scăzut în dimensiuni, fie unele au dispărut, fie devin inactive. Astfel încât este și motivul pentru care, sigur, din nou, scleroza multiplă, ne fiind o boală pur autoimună, dar fiind o boală mediată autoimună, îi spunem noi, în care imunitatea joacă un rol important în declanșarea acestei cascade care atacă sistemul nervos. Și atunci se studiază intens povestea asta. Sunt folosite doze mult mai mari. Când vorbim de cercetare, știm că sunt folosite până la 50 de mii, 100 de mii sau chiar mai mari. Dar sunt modele experimentale și asta trebuie gestionat cu un medic care cunoaște foarte bine patologia, care cunoaște foarte bine importanța vitaminei D și impactul pozitiv sau negativ pe care îl are asupra organismului. Uite, mai e o chestie foarte interesantă legată de vitamina D. Inițial studiată pe șoricelii de laborator, s-a observat că la cei cu deficit de vitamina D, neuronii de la nivelul hipocampusului au de suferit. Hipocampusul este structura implicată în memorie, atenție și concentrare, pe de o parte, pe de altă parte legată și de componentele emoționale. Ei bine, în special la persoane cu scleroză multiplă, da, acest hipocampus este scăzut în dimensiuni. Și atunci este unul dintre motivele, boala în sine, da, destructurarea neuronală pe de o parte prin demielinizările și prin modul de afectare a creierului produce tulburări de atenție, memorie, concentrare, mai vine și deficitul de vitamina D care nu e corectat la timp sau care este neglijat de foarte multe ori, care produce o afectare a hipocampusului și atunci apare povestea asta. Și tu ai precizat de foarte multe ori, Simona, dificultățile pe care le ai, da, da, uneori. Da, puteam, gândeam și acum. Și apar probleme legate de memoria vizuală, memoria spațială, memoria verbală, relațională, memoria de lucru, toate sunt impactate pentru că vorbim de mai multe tipuri de memorie care practic îți invalidează întreaga funcționare pe parcursul întregii zile. Este unul dintre motivele pentru care colegii mei medici trebuie să ia în serios acest deficit de vitamină D în general și în mod special la persoane cu scleroză multiplă, tocmai pentru a-l ajuta pe pacient să funcționeze, pentru că atunci când începi să te lase toate lucrurile, nu ai nici energia necesară, ești într-o ușoară depresie, mai apare la pachet și povestea asta legată de memorie care te împiedică să îți desfășori activitatea, te duci la vale rostogolindu-te și cineva trebuie să oprească puțin sau să împiedice această rostogolire, să tragă puțin frâna de mână, da? Să apese pe frână,
Pentru că altfel ai pierdut. Ai pierdut o persoană care putea fi salvată și pe care o puteai reda cumva societății, reintegrând-o, atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere personal în activitatea pe care o are. Pentru că un om care e destructurat și nu știe ce se întâmplă cu el, e pierdut și pentru apropiat, și pentru familie, pentru tot anturajul. Și e important. Da, din nefericire, nici societatea de scleroză multiplă globală, ca să o numesc așa, nu recomandă mai mult de 4.000 de unități pe zi. Încă. La început nu considerau ca fiind importantă vitamina D. Și mai acum au ajuns la concluzia că ar putea fi 4.000. Studii independente ale persoanelor care n-au nicio legătură până la urmă cu societatea de scleroză multiplă sau cu alte organizații care se ocupă exclusiv de așa ceva, demonstrează totuși că până, exact ce spuneam, până în 10.000 de unități sunt absolut sigure. Și atunci tot pe studii, pentru că studiile, credem, nu s-au făcut pe 10.000 de unități, s-au făcut, cum seamă, între 50.000 și chiar 150.000 de unități de vitamina D administrate pe o perioadă de 6-9 luni. Sigur, monitorizarea atentă, aparat hormonului, a calciului și lista poate continua. Și s-a observat exact ceea ce spuneam mai devreme, că invaliditatea scade. Pacienții au o funcționare mai bună și datorită faptului că, exact ce spuneam, deficitul de vitamina D dincolo de memorie e implicat în depresie. Scleroza multiplă vine la pachet cu depresie, anxietate, atacuri de panică, o serie întreagă de probleme care te scot de pe, te bagă sub nivelul mării, să zic așa. Ori vitamina D împuși mai mulți iepuri, rezolvi memoria, rezolvi. O ajuți. Da. Că lucrurile nu pot fi rezolvate, ca să nu spunem lucruri care nu sunt în conformitate cu realitatea. Dar susții memoria, da? Susții componenta emoțională foarte bine, îți susții activitatea de zi cu zi și îți crești pragul de utilitate și nivelul de activități pe care le poți desfășura, pentru că o persoană cu scleroză multiplă are uneori zile în care, știi, nu te poate da jos din pat, iar dacă o face, tot ceea ce poate face în acea zi, fără să inițieze alte activități, și atunci orice lucru nou făcut, orice pas în plus făcut, reprezintă o creștere a nivelului de încredere, care se răsânge și asupra aspectului emoțional și toate. Noi suntem făcuți, noi suntem așa pe componente ca un puzzle, dar toate se leagă între ele. Atunci când ceva lipsește, se vede urât. Da? Cam asta e ideea. Se vede lipsa aia, se vede bine. Se vede bine lipsa aia, da, dacă îți lipsește memoria sau dacă nu ești emoțional reglat foarte bine, te va impacta și pe celelalte domenii de activitate și pe celelalte moduri de funcționare a organismului. E motivul pentru care e bine să le ajustezi pe toate, să le susții pe toate pentru a obține plinătatea individului în sine și a-l ajuta să fie ceea ce trebuie. Ok, eu citesc o altă întrebare. Sunt foarte multe întrebări și sper să reușim să răspundem la ele. Dacă este recomandată vitamina D în psoriazis? Oh, da, categoric. Ce e psoriazisul până la urmă? Ce e lichenul? Ce sunt toate aceste afecțiuni? Sunt patologii autoimune. Patologii influențate foarte mult de derapajele imunologice, dacă pot spune așa, influențate foarte mult de stresul pe care pacientul îl suportă în momentul în care treci printr-o perioadă de stres, în momentul în care nu reușești să te odihnești noaptea. Gândurile zboară peste tot, aceste patologii, aceste boli de piele, da, înfloresc. Se îți acoperă corpul pe unde nici nu te aștepți, da, și îți strică foarte mult frumusețea pe care tu o ai. Și într-adevăr, deficitul de vitamina D inevitabil a fost sesizat și în această categorie de boli, motiv pentru care aportul de vitamina D ajută, dar nu e singurul. Pentru că trebuie să faci și tu ceva. Trebuie să ai grijă de stilul tău de viață. E motivul pentru care mi se întâmplă frecvent să le prescriu pacienților mei medicația necesară și ei să mă întrebe, da, pot să fumez în continuare, pot să beau în continuare, pot să pierd nopțile în continuare? Păi nu e chiar ok, adică ceea ce eu fac, nu fac altceva decât să te susțin puțin prin trebuie medicație. Trebuie să faci și tu ceva tu ca trebuie pacient. Trebuie să faci restul, da. Restul care înseamnă mult mai mult. Mie mi se pare... Pentru mine, așa ca și individ, ca om, dincolo de a fi medic, întotdeauna am fost genul, colaborez foarte bine în echipă și îmi place să lucrez în echipă, dar cumva mă bucur în orice domeniu de activitate să depind de mine. E motivul pentru care, spre exemplu, ca și sport, îmi place foarte mult tenisul de câmp și l-am practicat cu drag, pentru că depind de mine, am cumva soarta în propriile mâini. Cam asta se întâmplă și în patologiile pe care fiecare dintre noi le avem. E o binecuvântare să ai soarta ta în propriile mâini și tu să fii parte activă din tratamentul tău. Să poți face ceva astfel încât să-ți atingi starea de bine și să-ți soluționezi problema. Lucru care se poate prin
într-o organizare riguroasă a vieții, a stilului de viață. Legat de psoriazis și revenind la el, degeaba iau suplimente de vitamina D dacă eu în continuare pierd nopțile uitându-mă la televizor, jucându-mă, nereușind să ies cumva din situațiile de stres, pentru că de multe ori le și căutăm, cumva, parcă intenționat. Da? Adică parcă ne place acolo să fim în miezul problemei și să rămânem acolo. Ori să mă uit la televizor, să văd eu așa toate lucrurile rele care se întâmplă și cumva să mă macine, să mi le mai și noaptea, să mi le și imaginez de parcă aș putea schimba uneori ceva. Nu, e foarte important să-mi reeșalonez puțin așa și să-mi stabilesc prioritățile pe care le am în viață și să-mi găsesc echilibru. Echilibru care înseamnă mișcare, care înseamnă alimentație corectă, care înseamnă somn odihnitor, care înseamnă renunțarea la vicii, care sunt puternic impactante ale modului de viață și ale sănătății noastre, fumat, alcool, consum de dulciuri și mâncarea în sine, pentru că și aici trebuie să avem grijă ce mâncăm. Nu pot mânca la fiecare masă proteina animală în exces, grasă și să mă aștept să fiu perfect sănătos. Da, deci asta, adică trebuie tot vorbeam la început, informația există și informația o putem culege de pe site-uri de specialitate, documentând de foarte, nu e nimic ascuns, lucrurile sunt la vedere, depinde de mine. Dacă eu vreau să, dacă nu vreau să accept și refuz, n-am ce face. Dar trebuie să înțeleg că sunt soluții pentru modul meu de viață și, într-adevăr, dacă respect psoriazisul, nu o să dispară definitiv, dar cu siguranță o să fie, localizarea lui o să fie mult mai mică, modul în care mă deranjează, da, provocând un prurit sau alte lucruri, o să fie mai mic și atunci nu o să-i mai resimt efectele negative atât de puternic. Mm-hmm. Și pe lângă tot ce spuneai tu mai devreme cu stilul de viață echilibrat, contează foarte mult și vizita regulată la medic, da? Categoric. Vizita regulată la medic este extrem de importantă și trebuie respectat. Trebuie respectate cumva setările pe care le stabilești împreună cu medicul. L-ai stabilit să te vezi peste 3 luni, peste 6 luni, e bine să te duci, e bine să ții legătura. Mi se întâmplă și mie fragat să-mi revăd pacienți peste 5 ani, peste 3 ani, care să m-am simțit bine până acum și n-am mai venit. Nu asta era ideea, eu mă bucur că te-ai simțit bine, e foarte important. Dar sunt cumva examinări de etapă, de rutină, da, care ne oferă informații în timp real, în dinamică, cu privire la starea ta de sănătate și mă ajută pe mine ca medic să-ți pot recomanda în continuare elementele terapeutice și de stil de viață care te pot ajuta să menții acel nivel de bine. Pentru că la un moment dat, întrerupând vizitele la medic și ajungând doar în momentele în care tu nu te mai simți bine, că de regulă așa se întâmplă, da, ajungi din loc când nu te mai simți bine. Ceva în evoluția ta n-a fost făcut corect, ai greșit ceva. Tratamentul lăsat toată poate fi pentru toată viața și e ideal să fie cumva așa, adică să nu fie nevoie de schimbări majore în schema terapeutică și lucrurile să funcționeze, dar cu toate astea ai nevoie de cineva care să te supervizeze, cineva care are atât informația necesară cât și experiența necesară ca să îți argumenteze, să-ți ofere sprijinul medical oportun. Da, o să-ți citesc o altă întrebare. Suplimentarea cu vitamina D se face tot timpul, fără întrerupere, în cazul diabetului de tip 1? O întrebare bună. Depinde din nou de valori, pentru că e foarte important să nu ajungem... Vitamina D, ca orice altă vitamină, poate fi... poți să faci intoxicații cu vitamina D. Și intoxicația sau surplusul, hipervitaminoza majoră, este undeva considerată la 150 de nanograme. Da, de vitamina D. Sigur, destul de mult, dar se poate întâmpla asta. Altfel, da, poți face suplimentarea cu vitamina D tot timpul, pentru că vorbeam noi la început, persoane, copiii care au primit vitamina D au un risc cu 88% mai mic de a dezvolta diabet zaharat de tip 1. Un aspect incredibil de important. Vitamina D are impact major asupra modului în care insulina este secretată și acționează la nivelul organismului. Astfel încât, da, poate fi suplimentat în doze cuprinse într-un interval potrivit persoanei respective. Și o continuare a acestei întrebări, dacă se ajunge la o valoare normală a vitaminei D3, se oprește administrarea ei? Se poate lua în doză mică, undeva la 1000 de unități pe zi. Dar asta stabilit cu medicul stabilit care cu medicul urmărește... care monitorizează, pentru că și persoanele cu diabet au un stil de viață, da, diferit. Cumva, sau ar trebui să aibă un stil de viață diferit, stil de viață care ar putea să creeze din nou anumite carențe. Pot prezenta obezitate, uneori se asociază cele de obicei, ca să zicem, și atunci obezitatea din nou
duce, scade rapid nivelul de vitamina D din organism, adică azi poate fi bine, luna următoare poate să nu mai fie bine din cauza obezității și așa mai departe. Și atunci, da, în conformitate sau într-o înțelegere și o monitorizare permanentă cu medicul care se ocupă de caz, vitamina D poate fi continuată cu doze de întreținere, doze mici. Și tot legat de diabet, când este recomandată dozarea vitaminei D în cazul diabetului zaharat de tip 1 sau 2? Trebuie să ai un moment T0 în care să dozezi. O poți face încă de la început, atunci când îți faci analizele uzuale. Ulterior, iese și în funcție de cum te simți. O următoare dozare poate fi făcută la 6-12 luni și lucrurile pot fi continuate anual. Bine, și citesc următoarea întrebare. La ce medic trebuie să mergem pentru a verifica cantitatea de vitamine din corp? La medicul de laborator, în principiu. Bun, orice medic poate să facă această prescripție, da, sau această recomandare. Nu există o specialitate anume. Vitamina D mă influențează sau am pacienți afectați de deficit de vitamina D și eu ca neurolog și endocrinologul și gastroenterologul și lista poate continua, practic, și psihiatru și așa mai departe. Singur. Sau poți să o ceri singur. Nu e printre analizele unde ai nevoie de o recomandare specială, cum e în cazul computerului tomograf sau RMN-ului, investigații imagistice, unde tu ca pacient nu prea ai avea de unde să știi ce anume ți este recomandat. Și asta nu e ceva rău, adică pacientul nu trebuie să se simte lezat de ceea ce spun că n-are de unde să știe. Nici eu, ca medic, ce să zic, neurolog, s-ar putea să nu știu investigația necesară sau cea mai bună investigație, gold standardul pentru un pacient cardiologic sau pentru un pacient cu afecțiuni endocrinologice și așa mai departe. Pentru că sunt 6 ani de medicină generală în care vezi lucruri în general, că de asta e și spune generală, după care apare perioada de specializare în care eu ca și neurolog mă specializez pe sistemul nervos, cap și coloană în general și tot ce ține de articulații sau alte lucruri, sigur, am informațiile necesare ca să pot cumva să susțin oarecum cazul respectiv. Dar pentru lucruri de finețe, de detaliu, te adresezi specialistului. Revenind la vitamina D, face parte din analizele pe care ți le poți recomanda singur. Ca să poți spune dar, așa. Dar asta nu înseamnă că dacă nu înseamnă că putem dar să nu, luăm dar de nu capul nostru, singur. Da? Exact. Așa, uite-te pe internet, într-adevăr. Exact. Pentru că știți foarte bine, a fost făcut studiul medic versus Google cu rezidențiatul și surpriză, Google a picat. Exact, da, este foarte... Google e vorba de experiența pe care... Oare medicul, adică stau și mă uit la mine în mod, în plan individual față de ce știau în urmă cu 6-7 ani și știu acum și nu e vorba de informația pe care o citești din cărți. Dacă pe aia o poate citi oricine, o poate înțelege, e vorba că de cele mai multe ori viața bate cartea, da, și lucrurile din realitate sunt rare ori ca la carte. Adică sunt o serie întreagă de elemente pe care ți le construiești prin practica de zi cu zi. Da. Această analiză de care spui tu este decontată? Era o altă întrebare nu mai... Nu este decontată, din păcate destul de scumpă. Da. E destul de scumpă. Din păcate s-a scumpit foarte mult. Cred în urma COVID-ului. Cred că în jur la 300 sau 200, depinde de... Aproape 200, depinde de laborator. Da, între 200 și 300. Nu, un pic, mai puțin, mai jos de... Mai jos. 180. Okay. 180-200, depinde de laborator, dar având în vedere faptul că dacă nu te duci cu o trimitere de la medic, trebuie să-ți plătești un calciu seric, trebuie să-ți plătești un calciu ionic. Bine, asta da, sunt ieftine. Dacă vorbim, sigur, calciu ionic, calciu seric. Să-ți plătești un magneziu, să vezi... Astea sunt decontate. Adică fie de la sunt, dar dacă nu te duci... Trebuie mai... trimitere specială, fie de la medicul de familie, fie de la medicul de specialitate. Sunt. Câteva de contate, însă, mă rog, vitamina D face parte într-o serie de investigații aparte, să le numim, sau neapărat aparte, dar asta poate, aparte, pentru că poate neînțelese foarte bine încă de... La noi în țară fac parte din categoria analizelor pe care ți le poate recomanda un endocrinolog și poți să le faci într-un spital de endocrinologie. Acolo le asta, poți da, face gratuit. Dar vorbim de, pe internare, dar da. Unor nu ai nevoie de internare, adică pentru a doza vitamina D, în principiu, nu trebuie să te internezi. Nu. E util să o faci. Poate și vitamina D, vitamina B12. Adică sunt niște analize care, din punctul meu de vedere, cumva ar putea intra pe decontare. Sigur, aici există și o mică rezervă și o mică problemă, pentru că, nu știu, poate nu numai la noi în țară și în alte țări, mulți oameni sunt revendicativi. Și vor, au nevoie, n-au nevoie, vor să li se facă. Vreau să-mi dai, vreau să-mi faci.
Adică și eu mă loveam de chestia asta în contracasă de sănătate. Vreau să-mi fac remene pentru toată coloana, dăm bilet. Păi da, dar te doare doar zona lombară sau doar zona cervicală. Că, sigur, prevenția e bună, dar niciunde în lumea asta nu se face la modul acesta. Adică e o medicină care trebuie și să țină cont. Și o analiză scumpă, pentru că... Da, este o analiză scumpă, categoric. Și o analiză cu impact puternic. Iar la persoanele care chiar ar avea nevoie, poate că ar fi util să fie decontată. Și la persoanele care ar avea nevoie de monitorizare, da? Vorbim de tiroidită, vorbim de scleroza multiplă, vorbim de alte afecțiuni, de diabet, zaharat și așa mai departe, nu ar strica poate ca măcar o dată cei avizați să... Exact, să le acorde posibilitatea acestora să-și o dozeze. O să-ți citesc o altă întrebare. Daniela Chiriac, fetița mea a fost diagnosticată cu epilepsie, are 4 crize și are lipsă de vitamina D3. Dacă această lipsă are legătură cu crizele pe care le face fetița? Nu neapărat, nu. Dar ar fi interesant de știu și ce fel de formă de epilepsie are. Partea bună pentru epilepsie, deși nu sunt neurolog pediatru, dar cumva e o patologie comună cu cea a adulților, chiar dacă formele diferă, este că există ghiduri de tratament. Și ghiduri de tratament cu aplicabilitate internațională și în momentul în care ai stabilit diagnosticul, pus atât prin modul de manifestare cât și prin electroencefalogramă, investigație importantă în stabilirea diagnosticului corect, poți urma o cale de tratament corectă și poți avea încredere și poți avea siguranța că e modul de tratament abordat peste tot în lume. Iar asta îți oferă, sigur, sunt anumite limitări când vorbim de epilepsie și nu vorbim de dietă, iar mama trebuie să aibă mare grijă cu tot ce înseamnă dulciuri, în principiu, iar mai târziu cu alte lucruri, alcool, cafea, energizante, sucuri. Lista poate continua, însă e foarte important să reușească să stabilească o legătură bună cu medicul neurolog, pediatru care îi monitorizează, pentru că uneori sunt situații în care diagnosticul sună foarte urât, dar are soluții și se poate scăpa. Și întreabă unde vă găsesc, unde te găsesc, cum pot lua legătura cu tine. Poate să-mi scrie pe Facebook eventual. Cred că e cea mai bună variantă. În regulă. Mai luăm o întrebare. Lipsa vitaminei D duce la spasmofilie? Bun. Lipsa vitaminei D poate să provoace fenomene similare din cauza afectării metabolismului calciului. Și atunci poate să producă, într-adevăr, spasme musculare, la pachet cu oboseala și în momentul ăsta trebuie verificat, trebuie făcut o ionogramă, să vedem calciu ionic, calciu serii, vitamina D și putem suplini. E un fenomen rezolvabil. Și o altă întrebare, dacă ajută la slăbit vitamina D? Da, ajută la slăbit. Ajută, bun. Ajută la slăbit, conform studiilor. Poate ajuta, reglează metabolismul, în primul rând, reglează secreția de insulină, cum spuneam, și reglează modul în care sunt secretați în organism leptina și grelina, hormoni care se ocupă de sațietate pe de o parte, pe de altă parte de modul în care este metabolizată grăsimea și atunci poate influența. Da. Nu studiu, dar poate. Sunt studii care spun că ajută. Ne-am apropiat de final. Au fost foarte, foarte multe întrebări. Simona, dacă... Eu am una cu care am rămas eu. Te rog. Te rog. E frică de întrebările cu care rămâne Simona. Dar că după aia mai are timp să-mi răspundă. Personal. De ce persoanele supraponderale au carențe de vitamina D? Pentru că mi se pare că tocmai persoanele supraponderale având mai multă grăsime, vitamina D fiind hiposolubilă... Împiedică hidroxilarea ei. Asta se întâmplă. Ah, împiedică unul din mecanismele de hidroxilare. Grăsimea asta face. Interesant. Da, la nivel hepatic, în mod normal, efectiv împiedică formarea de vitamina D. De calcitriol, de fapt, că ne referim, da, la forma circulantă și metabolică activă. Adică, sigur, vitamina D ajunge sub o formă sau alta, deși chiar și expunerea la soare poate avea de suferit din cauza surplusului ponderal, dar dincolo de toate astea, ok, îți ajunge în organism, prin aport, așa, nu se mai metabolizează. Asta face grăsimea. Intervine în acest ciclu. Da, interesant. Oricum eu de când iau vitamina D m-am îngrășat și iau 10.000. Vitamina D. Nu, mi-a dat vitamina D. A fost o glumă.
mă, da. Nu știu de la ce, dar știu că m-am îngreșat. Aș vrea să mai facem o dată o foarte scurtă recapitulare. Deci, vitamina D de la 5.000 în sus, între 5 și 7.000, poate să ia orice persoană sănătoasă. Orice persoană, 10.000 chiar. Da, hai, eu, să... hai să... Eu spun ce spun studiile, da, nu e informația mea. Okay. Da, până în 10.000 e sigură. Să le zicem că peste 6.000, 7.000 ar trebui totuși să meargă să-și facă, mai ales trebuie după ce făcut. Au luat un număr de luni, să-și facă analiza. Exact. Okay. Și e important să aibă acest feedback din tot organismul și să vadă cum se simte organismul până la urmă. Mm-hmm. Da, eu la 30.000 m-am simțit foarte rău și am... Tocmai. Am coborât... Pentru orice medicament există doze terapeutice. Da? Și pentru paracetamol, între 500 urmă, și 3.000. Dar e vorba de cum te simți tu ca individ în momentul administrării unei substanțe străine, cumva, pentru organismul tău. Da. Pentru persoanele cu boli autoimune, pot să meargă între 8.000 și 10.000 fără probleme? Pot să ajungă tot până la 10.000, din cauza sau datorită faptului că vitamina D are un rol major în imunitate și da. are un efect antiinflamator puternic. În lipsa ei, mecanismele proinflamatorii și stresul oxidativ își fac de cap, dau imunitatea peste cap și apar patologii autoimune. Apare... Deci putem vorbi și de zona reumato aici. Categoric. Oh, da, și bine că mi-ai adus aminte de zona reumato. În poliartrita reumatoidă, deficitul de vitamină D este sever. Da? Și poliartrita reumatoidă este o boală cu puternic efect inflamator asupra articulațiilor mici. În primul rând, asupra celorlalte articulații în general, și atunci acest deficit creează premisele dezvoltării cascade inflamatoare la nivelul organismului. Prin interleuchina 10, prin supresia factorului de necroză tumorală despre care vorbeam, dar și alte mecanisme, pentru că aici e, da, sunt să știi cărți că sunt reumatologi care nu recomandă 1000, 2000, dacă e maxim. E o teamă, e o reținere, dar cred că e mai degrabă o reținere survenită fără fond. Adică puțin studiu suplimentar, cred că ar ajuta. Într-adevăr, sunt informații noi. Sunt informații pe care nu le găsești în cărțile de medicină, pe care și eu le-am parcurs mult mai recent decât alții înaintași de mei, dar se regăsesc pe site-urile medicale de specialitate și putem avea acces, astfel încât să fim la curent cu tot ce apare nou. Nu sunt în ceea ce privește scleroza multiplă, că ne doare pe foarte mulți problema asta, la copiii cu scleroză multiplă, știu că n-ai impact cu zona pediatrică, dar bănuiesc că și la ei o doză de 5.000, 8.000, iar la adulți există protocoale în desfășurare care ajung la doze de 10.000 de unități și sunt persoane care se află în aceste protocoale monitorizați de medici și, într-adevăr, noi în țară nu avem experți. O să te avem pe tine. Vedem. Da. O să vă știu, avem pe din momentul în care Brazilia se eliberează și să poți să pleci. Exact. Deci trebuie să facem o precizare pe scleroza multiplă, e vorba de protocolul Coimbra, protocolul Coimbra. Asta putem să spunem. Dar nu luați de capul vostru. Nici de cum, pentru că fiecare pacient care urmează protocolul Coimbra se află sub îndrumarea fie unui medic din Brazilia, fie din Anglia, fie din Spania. Cred. Pentru că sunt medici foarte buni formați în Brazilia, toți, cu toții sunt formați acolo. Și pot să monitorizeze în timp real modul în care vitamina D acționează și pot să ajusteze dozele în funcție și de alți parametri. Și tu până la cât ai putea să recomanzi? Ne fiind certificat cu protocolul momentan recomand până la 10.000. Nu o să-mi depășesc această atribuție și nu o să merg mai departe. Deci nici dacă vine cineva cu analize la tine și spune că uite... Până în 10.000 de unități pot recomanda. E și firesc. În momentul în care voi avea tot cursul făcut, scris, diplomele necesare și atunci informația necesară și o să pot face eu monitorizările de rigoare, e cu totul altă poveste. Dar primul, nu cerem. Primul rând să nu fac rău pacientului pe care l-am prin necunoaștere. Da, asta trebuie să facă orice medic. Deci, pe vitamina D3, maxim 10.000 de unități. Da. Scădem vara? Scădem vara. Pentru că ieșim la soare. Crește ziua, crește numărul de ore cu soare. Măcar și prin geam și tot. E foarte bun, dar nu e mult. Atenție, repet, 15-20 de minute vara, de 3 ori pe săptămână, asta e recomandarea. Și ne-am asigurat necesarul pentru 7 zile. În cele 30-30 de minute pe care le petrecem la soare, se produc până la 15.000 de unități de vitamină D.
Deci, dacă aș sta la soare, da. E bună. Dacă aș sta la soare 20 de minute, de multe ori sunt obligată să merg și merg și prin soare, că asta e, când am umbră. Ar trebui să nu mai iau vitamina D? Poți lua vitamina D, mai ales că ești o persoană cu scleroză multiplă și dincolo de nivelul circulant de vitamina D, vorbim de leziunile cerebrale la nivelul sistemului nervos. Da? Și acolo acele leziuni prezintă un deficit de vitamina D. Și trebuie să asigurăm deficit de să asigurăm aportul de vitamina D și din punct de vedere al circulației, dar și din punct de vedere al structurilor în care vitamina D este. Pentru că mai m-au întrebat și pentru că nu vreau să dau răspunsuri greșite. Așa, după da, capul e normal. Meu. Noi vorbim de o vitamină D circulant, în cazul unei persoane sănătoase, da? Pe care o poți monitoriza prin analizele de sânge. Dar vorbim și de studiile experimentale, asupra cărora nu avem acces, și aici vorbim de intervenții microscopice, asupra creierului, de alt tip de investigații care nici măcar nu există în România, și lucrurile sunt clare. Da? În zona leziunilor, în preajma lor, există deficit de vitamină D care nu poate fi monitorizat prin analizele uzuale de sânge. Și atunci tu trebuie să asiguri un nivel, o idee mai crescut de vitamină D, astfel încât să ajungă și în acele teritorii. Ok. Deci poți suplimenta. Iar când ieși pe stradă, cu mâinile la vedere. Deci, cu mâinile când mai... Degeaba să mă soare dacă avem pălărie. Bine, e indicat să avem pălărie. Dacă mergem mai mult, din nou să nu se înțeleagă greșit. Dar deci o expunere controlată. O expunere controlată. Cu informațiile astea, cu concluziile de fapt, pe care le-ați tras voi, plus ce spuneai tu mai devreme, să adoptăm un stil de viață echilibrat. Ne luăm la revedere. Mi-a făcut mare plăcere. Vă mulțumesc tare mult amândurora. Chiar a fost o oră și foarte interesantă, cu mulțime de informații foarte, foarte interesante. Sunt convinsă că și pentru cei care ne-au urmărit a fost la fel de interesantă. Le mulțumim încă o dată că au fost în număr atât de mare și să aibă grijă de ei. Mulțumim încă o dată. La revedere! La revedere! La revedere!